minunat. Trebuie să-ți mărturisesc că am avut parte de surpriză, surpriză. Aș putea să compar această performanță cu cea... Da, mustăciosului. Ții! Atât de bine te-ai descurcat că am o surpriză pentru tine. Am adus-o pe mama ta din Italia să te felicite. Asta-i p***le, Marilia, la supărare, cât am fost virgină, era tari străghi. Șuiau și mult, șuiau și miri mai, de parcă am scântei în mine, da, hai la p***le să învârtim și cu toți să ne futim. Hârla, 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 hârla! Bună seara, România! Bună seara, internet! Numele meu este Andreea Iesca, iar acestea sunt știrile din pat. Dezastru în patul conjugal! Un bărbat de 52 de ani și-a omorât propriul penis. După mai multe încercări eșuate, disperate al bărbatului de resuscitare al pacientului, acesta a fost declarat mort, decedat, nu se mai scoală niciodată. Surse apropiate și, mai exact, vecina, susțin că nu e prima dată când s-a întâmplat acest lucru. Soția este dezamăgită și caută alt bărbat. Dăm legătura corespondentului nostru, Cătălin Radu Tănase. Da, Andreea, am preluat legătura. Doamnelor și domnilor, după cum a precizat colega mea, suntem la fața locului, unde mai multe echipe de specialiști au încercat să îndrepte situația, fără niciun fel de succes. Cu toții am tras de pacient, dar n-am reușit nimic. Practic, am încercat să resuscităm mortul. Trebuie să vă mărturisesc că de când am văzut această imagine, acest carnagiu extraordinar, în această dezinvoltură incredibilă a morții, mi-am dat seama că pacientul de 52 de ani, pe lângă faptul că suferă de impotență, mai are și o mică. Andreea? Mulțumesc, domnule, pentru că m-ați ajutat în sfârșit să ridic PSD-ul. Acest PSD mi-a dat șansa să devin cine sunt. Multe complimente pentru dumneavoastră, domnule. Mulțumesc pentru acești 20 de minute durata, 20 de centimetri dimensiunea. M-ați făcut să mă simt că avem o colaborare pe viitor excepțională. Vă mulțumesc! Ai fost un contracandidat pe măsura. Ți-am dat o cala prezidențială. Yes. Dacă nici așa nu o să ajung președintă... Nu știi tu să fii bărbat. Pentru o fată nici măcar nu s-a sculat. Măcar odată, mamă, ce m-aș fi iubit. Măcar o tură tare mult am suferit. Cum după ce? Doar după... Draga mea, trebuie să-ți mărturisesc că ai fost total mediocră. N-am fost niciodată în viața mea mai dezamăgit de o performanță ca acum. Și includ aici și alegerile prezidențiale din 2008. Fătul în pe Năstase. Ce ai fost la fel de activă ca Mircea Badea în lupta cu motociclistul. Doar ai luat. Cheio în 3 secunde. Total mediocră. Serios, dacă stăm să punem problema, ai fost mai mută ca Iohannis și mai deșteaptă ca Dăncilă. Ca să nu mai zic că ai fost la fel de prost cotată ca Dan Barna în lupta pentru prezidențiale. Vorbele tale erau doar despre futai. Când mi-ai zis, mamă, ce craci, ai, și aveai față de iubăreț. În Gucci și cu mărunchi. Mi-ai zis, dragă, trebuie să stai, că tragem un futai și o să te simți ca în povești. Am un lucru să zic, chiar dacă pare mic,
să vezi ce fericită te trezești. Da, ia să vedem. Bă, înainte nu există niciun după sex. Înainte, da? Ia, hai să vă văd. Verdictul la haine. Ia, cum ești îmbrăcat? Bă, cocoșa piti gay. Stau bine picioarele. Ha, bun, hai mai departe. Bă, ai față la tine, bă? Bă, tu pari o varză permanentă care pari că nu vrei să te murezi. Nu că să faci sex, că n-ai cum să faci. N-ai, nu, înțelegi? Ha, mai departe, următor. Bă, bă, voi n-aveți șosețele? Bă, voi ați venit la mine? Păi voi vreți să treceți la mine prin parcul șobolanii aia? Bă, puneți-vă șosețele, măi băiețeilor! Puneți-vă șosețele! Terminați-o cu nudismul la gleznă! Dacă vreți să mergeți la nudiști, duceți-vă la nudiști! Cu această porcărie, o porcărie, bă! Bă, știi cum e asta? Băi, nici nu știu cum să o numesc, bă, e asta cu voi, cu gleznuța aia goală, până vă-i rușine, mă? Mă, păi voi sunteți bărbați sau ce sunteți voi, bă? Niște marțafoi. Cum vă, nu vă-i rușine să umblați cu gleznuța goală, cu păruțul pe picior, să-ți văd gleznuța? Fătălăi! Fătălăi! Bă, voi ați văzut vreodată vreun mafiot fără ciorap? Care vrea să-și pună cioră pe lume.